fie. Ați fost convocați astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 315 din 20.09.2018 a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 15. Asta înseamnă că ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Având în vedere problemele supuse pentru analiză, așa cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă de doamna secretar, vă rog să-mi permiteți să vă prezint următoarea ordine de zi. În total sunt 4 proiecte, și anume, proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea manifestării cultural-artistico-religioase Nunta de Aur din 30 septembrie 2018, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al Comunei Uituz în favoarea Delgaz Gridesa, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Uituz în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ din Comuna Uituz în anul școlar 2018-2019. Și raport privind activitatea asistenților personal desfășurat în semestrul 1-2018. Având în vedere că Comisia de Specialitate, și anume cea economică, a dat aviz încă unui proiect de hotărâre, se propune spre dezbatere următorul proiect, și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Uituz pe anul 2018 rectificat. Da, aici ne-a mai venit 100 și... Nu e explicat atunci la da. Respectiv că... Da. Deci trebuia da, să-i băgăm, trebuia să ăsta și plus, da. Plus acum unde i-am băgat pentru poduri, că trebuie să, vrea să începem da. Cât mai repede poduri. Da, să aveți calculare la ședință, da. Supun la vot proiectul ordin de zi completat. De asemenea, dacă nu sunt observații, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 23.08.2019. Am o problemă. La procesul verbal nu s-a specificat. Am ridicat din numeroase rânduri problema la central. Deci să mutii să facă demersul către numărul național și poliții, mutii trecerea de pieton, pentru că urcă un deal acolo și coboară la botezat un șanț. Și pe partea cealaltă să pună restricționarea și respectiv staționarea interzisă în fața la central, pentru că nu avem vizibilitate nici în dreapta, nici în stânga și suntem tot timpul în pericol de accidente. Domnul Boacă, eu am vorbit cu șeful de secție, da? A luat la cunoștință, pentru că noi nu putem interveni pe drumurile naționale, cu semne și cu insemne. Deci, numai drumul. Și am vorbit cu el, a zis că anunță poliția, că trebuie vorbit și cu poliția, să schimbă una, dacă se pune un semn, și a zis că o să o rezolvă. Mulțumesc, să facă el, nu numai acolo, și nu numai la central. Mai sunt niște locuri. Și la... Nu, domnule, atunci ziceți la Poliția Comunei, că nu-i treaba ei. Domnul Birche, la Poliția. Noi vedeți, și un drum național, nu poate să pună nici dumnele transversale pentru oprirea viteze. Am vrut să pun aici semafor, am dat, nu vrea să pună, să-mi dea voie, că-l puneam noi. Că au făcut școala de mers, să pui semafor, să apese cu butonul să treacă copiii. Nu vor. Dar cineva trebuie să domnule, dar și facem cu trotuare și așa nu trotuare peste tot. De, acum, parcarea unui autoturist de trotuar lasă prin la staționarea, mai câteva zeci de ori, din lăsat, face imposibil trecerea pietonilor. Staționează mașinile câte 24-48 de ori. Eu m-am interesat mai ăsta ca să găsesc posibilitatea să putem face trotuare, ca să poți face de capăt în altă comună trotuare, nu-ți dă aprobare, uitați, nici pentru legarea gazului, nu-ți dă aprobare. Ca să dar sunt zonii unde nu poți să amenajezi trotuare. Nu, dar am zis de trotuare. De trotuare am găsit o soluție, dar mergem pe reparația trotuarelor, anul ăsta lucrat, dar trebuie întâi, cum v-am spus de data trecută, trebuie să rezolvăm ce am început. Da. Dacă începem iar proiecte, vine și ne sancționăm pe cele, nu duce la îndeplinire proiectele.
Eu am zis, hai să avem răbdare, să terminăm toate proiectele de hotărâre care ne-am făcut. Că dacă le-ați propus, să ne ducem la ăsta. Că au apărut urgențe, că să facem urgențe. Supun la vot, am zis, așa cum am zis, procesul verbal, în ședința anterioară. 15? Având în vedere opțiunilor domnilor consilieri din 23.08.2018, domnul Gabor a fost ales președinte de ședință și îl invit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc pentru alegerea făcută și încrederea acordată și vă asigur că ședința se va desfășura în condiții respectării prevederilor legale. Trecem la punctul 1 a ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea manifestării artistico-religioase Nunta de Aur din 30.09.2018. Are cuvântul domnul președinte. Întrucât au fost de acord toate comisiile, să punem la vot. Sunt 24 de familii care urmează să serveze Nunta de Aur și Nunta de Diamant. Sunt 21 de familie, cu Nunta de Aur și vreo 4 familii cu Nunta de Diamant, 60 de ani de la căsătorie. Am pregătit diplomele pentru aceasta, Nunta de Aur și Nunta de Diamant, unde sunt gata, urmează să mă rog să le ridic, să le ștampilăm, să le țiplăm și să le înmânăm participanților. Festivitatea am stabilit-o împreună cu domnul vice, domnul primar, la Fonoca, la Ferăstra. Am și o precizare. În hotărâre nu vom putea preciza restaurantul, da? Nu. Doar, nu putem numele, doar restaurantul. Eu vă informez unde se va desfășura activitatea. Nu. În hotărâre și în hotărâre mai... După se poate hotărâre. Deci se aprobăm. Da. Asta ar fi Nunta de Aur. Ce voiam să vă mai informez în afara acestei ore de zi, pentru că mă duc acum la Magic Print, se ridică această carte, Comuna Oitu, județul Bacău, ghid turistico-economic. Am lucrat cred împreună cu fiica mea, poftim? 30 de lei. 30 de lei. Așa? Sigur că este din... Cartea se va tipări din sponsorizări, am sponsorizat 33 de milioane până acum și cu completare de la bugetul local, pentru 200 de exemplare. Bugetul local este finanțat din fonduri de la... Și niște fonduri de special de la pentru cercetare. De acolo sunt fondurile primării. Nu mai rețin cu toate aspectele pe care le cuprinde, o să vedeți când vă mânesc fiecare consiliu. Fiecare, când aduc, acum mă duc. Eu credeam că o să termin să vă aduc pentru astăzi, acum, dar n-am reușit. Acum m-a anunțat că sunt gata și... Nu, până la un moment dat. Între timp... Până terminăm ședința. 200 de cărți pe care mai rămân. Bine. Atâta vreau să vă invităm. Și vă invităm la... Să sărbătoriți și dumneavoastră împreună cu sărbătoriții... Să te simte dâns și bine. Domnul Ocai, domnul, consider că acest proiect de hotărâre trebuie anunțat din luna august. Din luna trecută. Așa cum ne-a primit acest proiect de hotărâre, noi o să vedem suma. Dar la asta, la vremea cu câte cuburi cu procesul unii, deci consider că trebuia inițiat de luna trecută, adică să fie complet o organizare și mai mare. Da. Și suma nu e federală. Experiența mea niciodată nu s-a consumat. Nu s-a consumat. Suma nu se pare federală. Să vin. Dar vreau de la capitolul cultură la Sfânt Ilie, la Bănea Sălat, am avut totul 10.000 de lei. S-a cheltuit 6.200. Da, da, da. Da, 5.000 de lei. Dar ce dacă nu vreau? Dar n-am noi cum să vină. Poftiți? Nu am văzut.
Hai domnul, spune că o să fie nepușcare, ce să facem cu bani. Hai domnul, să punem la vot proiectul de acest lucru. Cine este pentru? Pentru ce mai este? Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea Delgaz Grid S.A. Ia zi-vă ochi. Nu ați venit, nu prea. V-ați citat diplomat aici. Sigur. Diplomat. Hai domnule, cine e? Trebuie să spun, are cuvântul președintele comisiei. Are cuvântul președintele comisiei de agricultură. S-a dat aviz favorabil. Discuții pe... Fără discuții. Domnul președinte, discuția, discutăm pentru că este lege. Eu nu prea înțeleg. Atâta timp cât este legii, nu ai ce timp potrivează. Nu-i tot prea. Dar unde e terenul ăsta? Eu nu înțeleg un lucru cu toată minunăția asta. Vine din pe bază. Dar nici tot mă de-acolo să... La rețeaua principală. Deci eu n-am înțeles un lucru. Nu zice la un moment dat. Costel aici, unde are costel... De la înaltă tensiune, ca să vrea să se pună transformator, ca să, dacă faci acolo, să ia când cu zi, să nu ai o problemă de asta. Și vine prin spatele grădinii. Da, da. Eu vine pe baltă, pe la școală. Da, da, da. Și intră direct. Și de la Crostel, că sună de la pasul, vine pe subteran. Da, da, da. Deci am venit și trasă. Da. Construcție pentru comunitate, e bine venit, domnule, ce să... Nu, e o cazie de construcție. Dar nu înțeleg un lucru. Zice așa, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită pe termen limitat. Da. Pe 99 de ani. Dar nu știu. Ce 99 de ani? Se pare o cam... E cam mult. Nu, se pare o prostie. Bun, da, dar asta e legea, ei și iau dacă cumva cum a fost taxa pe stâlp înainte și s-a anulat. Noi oricum plătim, atenție, noi oricum plătim chirie pe stâlp. S-a anulat taxa pe stâlp, a fost... Dacă știți taxa pe stâlp și de-aia ieșeau precauție. Dacă cu timpul se schimbă legea, să nu spun, uite, domnule, mie ne-a dat pe atâta timp și acum ce-i bani. Domnul primar, dacă nu ne-am împotrivit la acest proiect de hotărâre, ne dăm judecată și tot câștigă, domnule, tot trebuie să aprobăm. Dar nu are rost când se face ceva frumos pentru comun. Da, propun la vot proiectul. Da. Din ce am înțeles și clădire, e benefic pentru localitate. Și le ia și am înțeles că le dăm clădire în firme cu muncă. Deci construcția o face tot după șurie. Deci face investiția și o dă în chirie. Nu, nu prea e. Da, în chirie unde a fost angajat. Deci la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Oituz în Consiliile de Administrație al Unităților de Învățământ din Comuna Oituz în anul școlar 2018-2019. Are cuvântul domnul consilier Petrijor, președinte. Nu, președinte. Da, președinte. I-am zis ca să nu mai schimbăm ca anul trecut. Dar de la PMF n-ați dat de nimeni, eu am propus. Dumneavoastră hotărâți. Consiliul a fost un an de zile, consiliul ce era consiliul de la PMF. Deci eu am propus, ca să nu fie mai ușor, că știți, dacă dumneavoastră putem să hotărâți. Eu aș avea asta. Da. Am participat până acum, aproape un an. Și de atunci încoace se discută o singură problemă. O cerere a unei salariate de la primărie de acolo. Eu am așa o senzație că ar gata acolo. Nu ar fi bine să mai mă înlocui, să punem pace. Da? Faceți propuneri, domnul inginer. Să lăsăm pe cei care au copii, domnule, exact cum a renunțat eu anul trecut, în favoarea lui domnul Marius.
sunt cei care au copii acolo. Păi iese, dar am renunțat ceva, nu știu, mă duc la minte. Așa puteți renunța și dumneavoastră, să propuneți pe altcineva care are copil acolo și fac la bază. Nu, Giulia, puteți face propuneri pentru școala numărul 1, școala numărul 2, puteți face propuneri. Propunerea face domnul Simar. Nu, și consilierii poate să schimbe. Dar, bineînțeles, uite, domnul Ungureanu își dorea foarte mult. Bine, e bine, e bine la școala numărul 1. Soția, soția noastră nu e la școala numărul 1. La numărul 2. Numărul 2. Dar aveți copii la școală, domnul Sunel. Ce care, ce vă întâlnit? Sau ce ia așa oameni cu copii, cei care au copii. Bale, hai să nu mai au lui. Deci, dacă nu se vrea să puneți... Nu, haideți la numărul 2, la numărul 2, apostul Corgoman, doresc. Nu, mi-am spus... Dacă nu se vedea. Nu, am spus că ar trebui să treacă toți consilierii. Nu, asta nu s-a obligatoriu. Propuneți, domnul Sunel. Propuneți, bată locul dumneavoastră. Care-i problema? Deci, dacă nu vrea. Abandonez? Da, domnule, dacă vrea, dar cum sunt? Dacă vrea. Cine vrea în locul domnului Dorel? Păi da, domnule, numiți că cine n-au... Concret, nu știu. Nu trebuie să-i vrea. Păi, domnule, cine vrea ca să nu mai propun? Cine vrea? Păi da, domnul Petrișor, domnul Bogdan, cine au copii. Domnul Damian are copii. Băi, nu... Uite, la numărul 1. La numărul 1, uite, domnul Sunel. Păi, la numărul 1, Gureanu și Gabor. Dar la numărul 2, dacă nu vrea domnul Dorel? Domnul Dorean, că dacă e altcineva... Nu, așa, dacă nu vrea, rămâne dânsul și gata. E bine, apostol Corcoman, la numărul 2. Și aici, în loc de Ionel, că nu vrea dânsul, Ungureanu și cu Gabă. Da, domnul Dorean, are nepoastră. Domnule, dacă se numește, dacă nu vreau un cer. Da, nu, hai, e poftit. Hai, 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 hai. Punem la vot. Păi că a fost Tudorel Corcoman la numărul 2 și din băci Ungureanu cu Gabă. Domnul Corcoman la școala numărul 1. Ungureanu și Gabă. Da. Supunem la vot? Mă rugăminte. Dacă tot se merge în aceste ședințe, să prezinte și în Consiliul Local ce probleme au școlile. Din ce știu, n-au aviz ISU, da? Cea mai mare problemă. Și de vreo 2 ani de zile, mi-amintesc că se tot depun documentații. Să se prezinte și Consiliul ce e nevoie să ca să putem susține. Nu aveam suficienți bani, n-am alocat suficienți bani să... Și nici nu poți să faci într-o vacanță de jos până sus ca să ai autorizație ISU. Încă dacă a văzut că începe să se lucreze, s-a dat o derogare. De pildă, la școala numărul 1, vă dau un exemplu. S-a făcut o licitație, un singur om a venit la licitație. La un moment dat, contabila, pentru o hârtie care nu exista, n-a acceptat licitația. Cu toate că legea scrie, faci o licitație, dacă nu se prezintă niciunul, poți să faci achiziție directă. Deci, ca să nu pierzi timpul. Dar, ca să nu spună că să se audă discuții, că e interes din partea directorului sau ăsta, s-a anulat și că nu mai era timp să faci jumate din lucrare. Că am zis, începem cu acoperișul, să nu începem de jos și ăsta. Începem cu acoperișul. Emilia a făcut pe scorțoasa și când n-a așteptat ca să accepte și să aducă o hârtie cine a participat. Acum unul singur a participat la asta. Dar acum suntem nevoie decât să ținem bani acolo, mai bine îi luăm și îi băgăm la rectificarea următoare să terminăm podurile, să nu mai stăm cu lucrări începute și neterminate. Că noi acum începem cu puntea în 2 săptămâni, dacă facem extraordinar, începem cu puntea pietonală, dar și la udă până la 3,5 tone la Călcâi, că podul durează, și puntea aici la insulă, punte pietonală, pentru că aici începe și... La Pavea vorbim. Da, la Pavea, la ei. Deja s-a întâmplat, deja se fac gabioane. Deci a început gabioane, când noi am vorbit cu directorul, normal am spus să înceapă de aici, dar ei au zis că încep de acolo, dar deja încep să pună prima saltea.
La, înseamnă că dacă s-a început... Și, și trece în octombrie, gata, și la, Osaka, la, și la insulă. Și pe partea aia, când facem pietonală, puntea pietonală, intră în atribuția noastră să facem gavioanele, ca să mergem. Dacă timpul nu mai permite, nu se mai face nimic. Păi nu, bate la ușă. Nu, nu, domnul Osăruș, este, l-am gândit la treaba asta și am dat soluția să le facem din țeavă. Metalice. Metalice, se începe să se toarne de acum picioarele pe mală, ca să nu avem treabă cu autorizații de la ei, de la apele comune, și se face chiar numai pe mijloc, din forală. În pământ se face o canale cu din ala mare, chiar numai două picioare la mijloc, e deschiderea prea mare. E bine că s-a început că... Și ăstea în octombrie se termina. Cel puțin știu că am ăsta. Și după aceea începe remontarea la ăla care e pe reparație. În podul mare. Ca să știe cetățenii că au depus o cerere. Da, să știe. De aia v-am și anunțat. Ca să putem să-i anunțat. Pentru că noi nu puteam să începem până nu se termină cu camioane. Nu, dar s-a făcut o hârtie de către cetățeni, Semnat. Nu se face gabionul, orice ai face să strică. Încep gabioanele, de acolo treci cu sartenele în continuare. Știți că după aceea nu mai sapă escavatorul. Escavatorul sapă numai până pune prima saltea. Că după aceea se umple cu piatră și așa merge. Și după aceea buldozerul care a scurt. Pentru bani, când vom fi bani investiți pentru școli, demersuri pentru lucrări, ar trebui început mai din primăvară, din neamnă, dar în iunie, când se ia vacanță, deja se întâmplă pentru lucrări, nu se face mai activ. Au fost, domnule, bani, uitați, la școala numărul 2 s-a făcut partea de parter, deci documentația să fie mult anterior, deci pentru că s-a luat vacanță să înceapă lucrări. Păi de 2 ani a început, domnule. Ce sunt de acord cu dumneavoastră? A început. Și am plinat o lună de zile a... Păi de asta se convice. Deci trebuie cu mult timp înainte de iunie să înceapă documentația. Când s-a luat vacanță, să încep lucrările. Nu știu ce am pus să faci documentație în vacanță. Banii au fost alocați nu știu când. Au fost alocați, dar documentația nu a fost de primăvară. Până să lăsăm banii să înceapă sala de sport. În sala de sport nu se intră. Pentru că acolo nu intră multă lume, mulți oameni. Că este o lege, dacă nu e peste 200 de oameni, nu e nevoie de autorizație. Și nu e sală de sport. Și nu e nici sală de sport. Că să cheltuim bani la sală de sport, aia poate să și dărâmă. Că e veche ce să mai vorbim. Și nu, ei au zis, băi, dacă voi faceți așa chiar după capul vostru și nici nu vreți ăsta, mă luăm bani și când vă hotărâți să faceți, că și anul trecut, sală a rămas 30.000 de lei și noi să luăm locul, să luăm nu știu ce. Că nu i-am cheltuit, dar ai bani, nu s-ai secret. Dar banii erau alocați pentru numărul 1. Domnul, hai să stăm dezbaterea pe acest subiect. Cine este pentru modificările aduse la școala 1? Nu, domnul președinte, trebuia să pus proiectul țin proprietar și proiectul... S-a înțeles. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Raport privind activitatea asistenților personal desfășurate în semestrul 1-2018. Dar nu la raport, nu. Nu, ăsta e un raport. Nu trebuie supus la raport, nu nimic. Un simplu raport. Proiectul hotărâri? Nu, e cu ordine. Păi informare, dacă... Informare. Că nu trebuie supus la... În discuții. Discuții pe... La care se poate da. Pe o raport. Nu să discuții. Am și eu câteva... Am pus cerere cu Transmoldova, Transmoldova. Să se aprobe să fie curs regulat din oră în oră. S-a aprobat și deja au băgat. Era ca să știți. Pe din oră în oră. Foarte bine. Vin la 9, pleacă la 10. Tot așa. Da, da. Întreabă. Pleacă autobuz.
Foarte autobuz rămân la aceeași oră și plus... Da, plus... Noi avem la 11 autobuz, la 10 nu rămân, la 9 autobuz. Da. La orele de vârf. Da, și ce nu e. Deci e din oră în oră, e bine. Pentru copii. Dar bine, nu e autobuz, e microbuz de 16 persoane, dar nu mai contează. Da, aceeași oră. De oră în oră, e bine. Deci mașina asta merg doar dimineața. Dimineața așa de ca, nu? Dimineața 6:30, 10:45 și 14. Asta e bine. Să știi. Trece la punctul. Numai de 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Oituz pe anul 2018 rectificat. Are cuvântul? Da, am dat, dar vin cu amoratul. Numai să ne povestim, de ce e vorba. A venit 267.000, deci la finanță ne-a dat 267.000. 2.600. Așa. 7.000 pentru drepturile copilor cu cerințe educaționale speciale, s-a dat la 7.000 de lei, integrat de învățământ. Și 152.000 am pus la reparații drumuri și poduri. Foarte bine. Tot, deci banii s-au dat la copiii instituționalizați și la drumuri și poduri. Poate mai obține bani, da? Din ce-ți proveniți banii? De la finanța. Cu de parcare și TVA. De parcare TVA. Da, da. A dat? Da, e bun așa. Îi luăm. Îi luăm. Îi luăm și îi punem și mai bună teamă, să facă și poduri. Că fii un dacă am fost la diverse... Trecem la diverse. Da. Am văzut cu părintele de la domnul primar, știi, trebuie să le urmă, acum să clarificăm treaba. Domnul primar a venit cu ideea să luăm vitanja incomodat de la Hâjea, care părintele este de acord, să ocupăm la tractorul nostru, să vitanjăm noi cu primăria, la oameni. Foarte bine. Foarte bine. O sumă mai mică, de 50 lei, și câștigăm de două ori, în primul rând. Dacă vitajăm, noi ducem în canalizare și nu mai avem probleme cu mediul. Și în a doilea rând, o să fie prețul poate mai mic, să vedem cum ieșim. Și atunci o să fie mulțumit. Nu e bani de bani, deci că și atunci o să facem treaba asta. Din octombrie sperăm să facem treaba asta. După aceea mai am o cerere, mai avem o cerere. Sunt în comună 2 sau 3. De ce nu-i dați voi să ducă și la stația de epurare? Da, i-am dat, domnule, dați să duc. Am înțeles că nu mă dat. S-a dat. Bețiv și potoloși. Nu, s-a dat. De când îmi vine ăla de pe marginul, l-am avut la mine să fac vitanjare și mi-a făcut toată curtea în Maracan. Domnul Apostol, domnul Apostolului mei, bine să vitanjăm noi, să casează primăria. E perfect, e perfect, dar dacă totuși ei, mai duc și ei, adică să vrem și să nu mai ducă pe la altul, ducă, stați acolo. Dar să nu dau acolo, și atunci când am zis vorbări, eu n-am dat ce am luat. Dar știți ce se întâmplă, e bine să-i grăbesc, când vine de cu toată viteza, o cantitate mare, stația nu este programată să ia o cantitate, să preia cantitatea mare și dă afară, că ea e reglată la o anumită debit, ca să poată să lucreze enzimele. Dacă avem vitanja noastră, dă drumul ușor, nu facem treaba asta și în al doilea rând, noi le-am dat ca să nu mai meargă pe toate câmpurile. Dar noi ar trebui cetățeanului care vitanjează să vină la noi să tăiem o chitanță, că folosește, că noi plătim tot ce iese, că avem ceas, tot ce iese la epurare. Așa el își face, bagă banii în buzunar și noi plătim din apa canalului. Din banii lui trebuie să plătească. Din banii lui trebuia să plătească. Cetățeanul să plătească în două locuri. Din banii lui să vină să plătească apa canalului. Deci par și să fie o persoană care să dirigeze. Și mai bine luăm vitanșa noi, facem serviciul ăsta, nici nu ne mai rugăm când ăsta, programăm, chitanță tot, știm să băgăm unde băgăm ăsta și încasăm, dar altfel nu se susține stația de curare. Uitați și acum oamenii se ascultă, mergem să punem sigiliu, să uite la 2,50 lei, dacă tai toată lumea urlă și nu se pune la 3,40 lei de bani, metru cub de apă, nu știu cum să spun. Și ia 2 metri pe zi și nu plătește un metru cub. Și vitanja particulară, am avut un caz că n-a tras numai și trebuia să tragă atras și borbăt. Toate rămășeți de-a struguri și ne-am votat canalizarea.
Deci orchidea e acolo 5 ori. Da, nici problemă, domnule. Să faci un fel de compensare. Dacă o considerați că... E bun, e foarte bun. Foarte bun. Mai avem, mai avem o cerere, să o discutăm acum, în cazul să vedem ce facem. PMV-ul a făcut o cerere către noi să... Pământ, din spate, mai avem 660 metri pătrați. Din spatele lui. Să-l concesioneze. Întâi am venit la dumneavoastră să vă spun ca să știți ce faci, nu faci documente degeaba. Eu am fost acolo cu domnul Leonard, deja e și ocupat acolo. Ei, eu am spus de vreo 2 ani de zile. Acum, zi. Acum a hotărât să știți, faci documente, să le concesionăm. E normal, e normal să dăm pentru concesiuni. Dar să pune pe altul străin acolo cu asta lui domnul. Una la plășa, bă, bine, de pe tot timpul. Fac cu bulldozer, fac cu aia, fac cu aia. Ne-am gândit să facem canalizarea. De la drum, în cor, să-i părăm. Ne-am gândit să facem canalizarea pentru apă pluvială la piață. Dacă el face, înainte de a aranja, până la drum, canalizarea pentru apa pluvială, noi câștigăm iară foarte mult timp, că ne raportăm numai la gura aia de canal. Deci cam asta e discuția. M-a putut dumneavoastră, dacă o tărâți, începem cu fiile mai departe. Și am mai primit o cerere, dar între noi s-a expirat contractul. Era un contract la o doamnă la moară. Chiciore, care are o moară acolo. Practic nu face nimic, dar numai trebuie să contractul și să facem un alt contract când se expiră. Expiră la sfârșit. Are utilaje și până vinde utilaje să-i facem din nou, să-i prelungim contractul. Și să facem din anuarie. Aveți în vedere atunci treaba asta și facem. Că doamna e plecată, dar a lăsat la cineva. O procură ca să o reprezinte, se poate face alt contract. Dacă se vor și pe NB-ul și astea, s-a reprezentat. Iluminat cu bauta. Pune siguranță. Aia, tu e mare problemă. Cum bate vânt, sare siguranță. Acum, primul sunt de acord cu dumneavoastră, dar cel care face serviciul la iluminatul public nu poate elimina problema. Păi nu, că Ireu are firele, nu are fir izolat, are firele astea. Ei trebuiau să întindă firele, s-au slătit firele, că bate vânt. Nu, ideea este că la firele care s-au lăsat, să pună un fel de bară cu plastic. Da, dar Ireu trebuie să facă, trebuie să vorbim. Să facă Ireu. Și noi nu putem intra că ăsta are câine acolo. Sau cel puțin. Unde se are siguranța aici la minus, nu poate să intre dacă nu-l găsim pe ăla. Cel puțin porțiunea de cablu care e cu probleme, îl dă jos pe ăla dezizolat și nu e izolat. Da, dar la Ireu nu e mea noastră. Face hârtie către Ireu. Spuneți, domnul Bogdan. Drumul care a fost. Dacă n-am terminat. Am înțeles, dar de exemplu, nu i-am avut o petiție drumului care erau, care cetățenii au reclamat tot timpul la dumneavoastră la primărie, au fost făcute. Dar n-am terminat, domnule, așa că trebuie să-l aducem înapoi peste pe coș. Pe coș, dar cum stai de nu stai de noi am stat după ăsta, că ăsta își vede interesul. Păi își vede interesul. Ce-i rău pe la dumneavoastră acolo? Că n-am cum să-l duc.
Prin Cluj coboară. Să coboare de undeva pe sus. Păi dacă merge pe Cluj, coboară. Eu am vorbit și cu nea Gheorghiță. Trebuie făcut. Să ne facem acum atâția cu lege din perioada recoltării. Am vorbit un minut și că n-am terminat nici pe BEI. Pe BEI nu s-a terminat. Am înțeles. Și acum trebuie să-l aducă sâmbătă și băgăm din nou să termine totul. Că începe culesul. Așa este. Dar început de faie, da. Și cu ăsta l-ați văzut. Cu ăsta se face. Se face treabă bună, domnule. Deja dacă te uiți din stradă, se vede drumul acum. Da. Din trengi, arunc din... Nu, budozul, caterpillar, de și mână meseria, și de scurt, și mână de lucru, da. Ați văzut, am de zile am adus alte frumundele de asemenea regulă. Să nu s-au dat jos, să facă ăsta din camină, în plină... Ca să fie cu budozul, dai jos. Mulțumim domnul Marius la PMV, că el a și om bun și utul la jos. Dar aici ce... Deci, pozam, pozam, continuă, Fredule, deja s-a făcut mare o sâmbătă pe mine și l-ați început. Și sâmbătă pe ce peștibor? Nici peștibor și peștibor. Ce-ar mai trebui aici, pe domnul Dozer, ca cetățenii să se mai defricieze în zonele unde se face? De ce s-a? De ce m-am fost și până de cât oameni sunt cu zone, de ce ai zis că au exact așa? N-avem oameni, domnule, n-avem oameni. Dar e îndreaptă, poate că va nu-i mai de-a mai s-a întâmplat să știu ea dacă ai dacă de selecție nu ajută unde îi ții, de exemplu, am stat la Bisa, 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 am s-a fundat toți, mamă. Tot pământul s-a dat în asfalt. Chiar la intersecție, unde s-a plasat. Acolo nu mai este fapt de acest pe jos, mamă. Tot numai pământul. Sunt sau cei de alea. Sunt sau. Cine a adus pământul? Nu, bă, dar nu este. S-a adus bolul. Nu s-a dus palastru. S-a dus palastru acolo. S-au pus un putut răsus. Patru la tine. N-are treabă cu comunare. Cum să nu? Și s-a făcut de la apă. Acum să înfundeam acolo și dăm până în gar, ca să dăm cu budoze. A rămas acces pe asta unde 2 metri, a rămas acces. Pentru că s-a lăsat să fac și s-a lăsat, tot am lăsat să ploaie, să se lasă pe unde s-a umblat. Mai jos, la intersecție, chiar. Între fântână și... Acolo am mai curățit noi, că acolo trebuie... A venit apa și a mai dus. Acolo s-a pus un budoz să răcească partea de sus, la un metru spre dumneavoastră. Sunt clar. Nu, lasă, acolo am împins, știi ce sunt? Mulți au luat pământ chiar la școli. O mașină de 3 ori jumătate nu poți să mai mergi pe el, că nu ca să... Trebuie să împinge acolo. 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 Nu-i turnat asfalt. La capătul podului. Așa. Pe fântână acolo trebuie turnat asfalt, să se înalțe. Dar e turnat asfalt, numai că s-a pus sau... Nu mă, un strat mic s-a turnat. Avem un strat ca să fie drept. Și nu s-a mai turnat. Ei, când o să începem asfaltarea, o să turnăm o mașină în asfaltă. Mai o problemă. Să profităm de faptul că Marius a cumpărat terenul dincolo de și cu Nelu Cășuiala. Ați văzut că a cărat pământ, a nivelat. Se continuă drumul de la Neacuriță Dima și drumul, șanțul, ca să nu vezi la oamenii vechi. Să-i dăm drumul pe răubă. Deci cum merge către Ionești, la Neacuriță Dima, să continuă. Nu este șanță, de acolo nu este șanță. Să continuă șanțul, dăm drumul pe răubă. Nu vă supărați, eu m-am gândit la treaba asta. Am vorbit cu mulți care au excavatoare mici, am zis, făceți-vă o cupă de șanț și la anul vreau să alocăm niște bani, să începem șanțul, le dărâmăm. Am vorbit și cu Curtea de Conturi, soluție, zic, dom'le, toți au tot felul de poduri, tot felul de ăsta, dacă vreau să fac șanțul și ăsta, să supără. Și a zis, domnule, nimeni nu vă oprește să luați o țeavă, luăm țeavă corutată, le-am stricat tot, vodul, am făcut șanțul la loc, am pus țeava și fiecare își face numai beton. Nu, fiecare unul o țeavă așa, unul o țeavă așa. Uitați-vă aici la biserică. Spală zilnic, cum spală toată apa să duce în drum, pentru parcare nu mai există nici trotuară, nu mai există nici șanțul, nici ăsta. Chiar dacă se supără, credeți-mă că eu nu am nici cea mai mică reținere să fac șanțurile, chiar dacă s-au supărat mulți. Vai, că nu mai am parcare. Da, a fost șanț, acolo a fost. Șanț și eu nu am nici reținere de a continua să facem șanțul. Noi refacem șanțul care a fost. Noi refacem șanțul care a fost și i-am spus să caute o cupă de șanț
Și o să merge, cum am făcut la Poiana Sărată, dar s-a făcut cu cupa dreaptă. Da. Și atunci trebuia făcut cu mâinile și greu. Dar așa, dacă iau o cupă trapezoideală... Acolo e foarte cupă. Și i-am spus, mă, omule, dacă vrei să câștigi, și începem și dăm atribuțiune directă pe porțiuni și facem totul și pe aceea punem omul în vedere. Ai șanțul întreținere, că este de obligația cetățeanului să-și facă. Dar s-au înfundat, am fost mai indulgenți, am fost, dar dacă ești indulgent, nu faci nimica. Și tot el critică, știți? Asta este culmea. Că dacă am fost ieri cu curtea de conturi la pod, au vrut să măsoare, să vadă cum e. Credeți-mă că ți-e groază ce-i sub pod. Cum a aruncat și a venit apa mare, a colmatat tot, cauciucul și tot felul de asta. La capătul podului a venit unul și a pus rumeguș. Ai toate astea. Nu știu, acum, sincer, eu m-am luat de poliția locală că nu dă sancțiuni, nu dă asta. Sper să o rezolvăm noi și mai, și asta. Că ați văzut la pod, la Hrăț, la unde a fost magazinul. E o mizerie acolo, domnule, da, dar de fiecare dată curățim acolo și uitați. Și săptămâna trecută am curățit acolo. S-a pus acum tot veranda de astea care e pe cetățeanul i-a dus să-și face fiecare lucru. Eu la Onești am dus Petru și-a dus de mine. Dar ce faci? De ce nu forța să vă dați mântul? Nu a trebuit acolo scopul. Și a reșelat pe rând. Și am luat sacul și da. Dar noi aici curățim săptămânal. Nu avem ce mai spune din urmă. Să strângească, să-mi învățăm? Poți să puneți acum, vă rog, selectați, că se ridică prețul. Dacă nu facem selectarea, se ridică prețul, credeți-mă. La menajer. Pentru că și distanța mare. Duci tocmai la bastă. Domnul Bogdan, aveți cuvânt. Dar mai vreau ce puțin de cuvântă. Ce ați început la Poiana și la Hâza? Continuați, veniți pe comuna la Baie? Cu șanțurile. Ca să nu, tot treabă să nu facem intrările. O să facem intrările pe strantul, cu șanțul pietonașii. Uite, oamenii nu văd de la ajutor. Că trebuie să-i pun și de-a cui tai de pe toți de la ajutor, dacă nu-și fac treabă. Ioniță și ăia, nu, dacă îi pui și nu urmărești, nu îi despund. Îi dau cu forță. Băi, dacă faci, faci. Azi, de pildă, doi au renunțat. La piatră ne ducem, la săpat, cu copa nu ne ducem. Nu, dar vorbesc de utilaj, că am văzut că aveți o cupă exact ce-i nevoie. Da, nu, că avem alte lucruri începute și nu avem utilajele de astea mici tare nu găsești, credem. Dar ați făcut treabă foarte bună. Dacă ați continuat așa, utilaje, că fiecare a trecut și a pus țeava între pe porții, și-au turnat betoane. La Hârja, lucrează, a terminat podul la Hârja și lucrează pe canalizarea unde a fost moara. Ca să ia toată apa, tot zboară. A inundat și lucrează acolo și pe aceea trebuie să continuăm pe leșunți. Eu vreau să vă întreb, domnule, cu părâul ăla acolo, ce se face? Da, domnule, este dată în ăsta, a cerut și ăsta o grămadă de hârtii. S-a câștigat licitația proiectare execuție. Avizele mai sunt. Și avizele. Mai sunt câteva avize. Și deja... S-a apucat de treabă. Ăsta, cel puțin canalizat, nu durează. Nu durează mai mult, toți s-au racordat și atunci lucrurile acomodare aveți cum te duc. Și putem lăsa pentru la primăvară partea de captare și la pod acolo, dacă nu mai putem turna, că, dacă vine frigul, da? Conducta propriu-zisă, o băgăm și o înălțăm, se mai lasă și în primăvară când facem gura de captare și evacuare, atunci redesăm și că se lasă toată iarna. Dar preluăm. Că țeava a găsit-o la Brașov, țeava corugată la preț ca să se încadreze în preț. E greu de făcut. Dar poate se poate merge puțin în paralel, așa, până să mai avansează documentația. Dacă nu ai la vreme, trebuie să le dai ceva bani înainte. Dar să pregătim materialul. Dacă îi dai niște bani înainte, că e lucrări mari și trebuie să le dai un avans. Cum ai zis, documentația. Dar deja începe. Asta vă garantez că începe. Mai s-a făcut și pentru voi aici o documentație pentru la parcarea asta centrală. Nu s-a făcut nimic cu ea, ca să l-am văzut. Amenajăm parcarea, domnule. La parcare nu poți să o faci cu parcare. Trebuie să faci amenajare trotuar. Trebuie să înțelegeți.
Putem să vorbim cât vrem, că nu putem prin acte să scrim amenajare parcare. Parcarea înseamnă să ai aprobare de la drumuri naționale. Asta e moft în drumurile naționale. Am vorbit la drumuri naționale, fostul director a murit, acum este un alt director, a zis că o să treacă la primărie să ne cunoaștem. Tot ce am decolmatat acolo la substanțiatură, să-i dăm loc de sare ca să aibă pentru dezăpezire și a zis o să ne cunoaștem și ne dă soluții ca să putem. Dar trebuie mult subdenumirea de parcare. Subdenumirea de parcare trebuie să ne iasă de la tot din cap, că asta înseamnă să calăstrăm drumul, să o facem și să dăm lor și să plătim un euro de metru pătrat. Și atunci nu știu. Mi-ați rămas dator cu probleme. Soluția pentru canalizare centrul comun. Adică aveam și de lept, soluții. Ce s-a concretizat? Vă spun ce s-a concretizat. Am adus un specialist, pentru că s-au plâns de la primărie că vai câtă muncă are de la achiziții, am zis să-l iau și consultant și tot să fac el toată lucrarea. Și cum a venit cu hârtiile și asta, toată lumea a zis, vai că aia puteam să facem noi, că puteam să ăsta, au avut impresia că Bode are vreo șmecherie cu el. Și am făcut toate demersurile să venim să anulăm contractul, să facă cu ăsta. Pentru că erau totul transparent, au zis că n-au timp. Și acum dacă mergem și chemăm, dar ce credeți că putem să facem noi toate lucrările? Și am zis, pentru 30.000 sau 16.000 cât era, 16.000 era treaba că făcea el și s-o ocupa de cine forează. Că cine forează, cine... El aducea toți oamenii, el făcea toată documentația, absolut totul. S-au strâns și au făcut ei, că nu-i normal, că nu știu. Avizul de la Drum Național. Da, absolut. Deci el s-a ocupat de tot. Și... Domnule, dar trebuie văzut spațiul fizic dacă există. Există un privat, trebuie să există. Prin domeniul particular există, prin domeniul public nu mai există spațiu. Trebuie găsit soluția de la centru comun să mai canalizare, este pentru că trebuie. Omul a venit pe stator, a venit, că trebuia să ia peste vale, cu toate a venit cu înălțime, s-a dus cu Francis, a măsurat tot, el a venit cu o documentație, cu studiu, vrea să-i dăm ceva bani ca să poată să plătească la cel care face studiul geologic, cu toată lumea cere bani. Ți-i dat în avans? Păi el a făcut o documentație să prind legal. O tranșă. În avans. Da, da, da. Oamenii au zis că dacă ia tranșa aia, ori mai bine. Păi el avea din contract obligația și asta, da? Când am văzut că oamenii sunt suspicioși, anulăm, dacă credeți voi că așa e bine, cu toate că achiziția poți să o fac direct, cu o anumită sumă, poți să o fac direct. Întredința direct, da. Eu n-am vrut să fac întredința, dar mergem pe SEAP să fie transparent, eu n-am nevoie să spună oamenii că nu mănânc ele, știți, să mâncesc. Și n-au vrut, am făcut acum. Omul tău ne-a trimis factura, noi am refuzat, așteptam să ne dea judecată acum. Pentru că s-au opus de lozi. Poate că poți să-i dau drumul în continuare, da? Dar acum și eu am găsit să vedem ce zice, ca să vedem și cu ce se întâmplă acum cu guvernul, ca să fim sigur dacă obținem și finanțarea. Că ei s-au legat, că de ce nu îi plătim de-abia după ce obținem finanțarea. Dar noi nu știm ce... Contracta dată așa stipulat, să dăm tranșe înainte, când ne vor preda o anumită documentație în fază. Erau în 3 tranșe, în niște bani, și apoi nu ne garanta că vom obține finanțare. Dar nu, nimeni nu poate să garanteze, prin acte nu poate să garanteze, niciunul nu garantează. Dar nu e obligația lor să garanteze. Dar singurul care ce poate să facă, obținem plata, deci următoarea tranșă o dăm la obținerea finanțării, dar nu de să obligă să ne obține finanțarea, să știți? E un flac, Și acum mai întârziem și nu am interesul să întârzi toată treaba asta, să vedem ce apare pe firmament, finanțare, fonduri europene sau PNRR. Sau cu premiul.
orice ar fi. Canalizarea centrul comunii trebuie rezolvată. Da, dar trebuie, deci dacă făceam ăsta, dacă făceam gândeam băgata apă și făceam canalizarea, și stația de curare. Degeaba încerc să fac canalizarea dacă nu am ăsta. Stația de curare la debitul care dacă eu fac canalizare și din centru și de asta, nu mai duce. Mărim debitul, canalizarea trebuie făcută pe centru, da, da, trebuie făcută. Deci ăsta trebuie făcută... Trebuie soluții tehnice din mine. Domnul primar, mă am o întrebare. Cetățenii au ridicat problema și chiar și în consiliu și domnul Boacă și domnul Vacaru, cu tirurile care sunt parcate și la central și la biserică și prin alte zone. Devine deja o problemă și pentru șofer, dar și pentru obiectivele turistice, da, cum sunt bisericile. E o problemă. Trimiteți, vă rugăm, poliția. Nu trebuie amendați. Avertizați la început. Am văzut că la piață mai sunt și alți proprietari care își duc camioanele. În timpul săptămânii poate să le ducă și ei acolo. Pentru că sunt... Știți câte probleme am avut cu băiatul Rudnal. Am dat amendă, am chemat poliția. Domnul Vice a făcut la poliția statală, a făcut reclamații și a zis faceți tot ce de înscris și o să rezolvăm. Acum, ca să nu mai tragă, la școala a stricat trotuarul. A făcut reclamații la poliție. Acum nu mai trage, că a primit câteva amenzi, nu mai trage. Dar le-am făcut, credeți-mă, eu vă aduc scris, am făcut și la jandarmerie și la poliția. Au zis că fac filtre, fac ăsta. Am făcut și, le-am scris și nu, și la ăștia care trag mașinile în fața casă. Zice că dacă avem curțile mici, cum e aici, la pe lângă Lucian, sunt niște magazine. Domnule primar, dacă mi-amintesc că avem o hotărâre de Consiliu în care pot fi sancționați pentru ocuparea domeniului public. Avem prin lege. Și aici și hotărâre Consiliu local. Și le-am făcut în știință. Și poliția mai neglijează să iasă. Să iasă. Că de aici v-am spus că am probleme cu amendare. Dar totdeauna am ridicat problema asta. Și... Chiar ieri am avut o discuție cu poliția locală, capul ăsta de sus, și am amintit un pic de aici la domnul Birni cu cum staționează. Și când noi ieșim de pe Hățman, trebuie să ieși până în stradă. Ferească Dumnezeu de un accident, până nu se întâmplă, nu se vede. Știți ce a zis poliția locală? A zis că noi avem un șef pe domnul Vici. Și cine spune domnul Vici, aia facem. Acum, dacă suntem luat de vorbă, au proști. Deci că pleacă și vrei să duci aici la biserica catolică, vei acolo și face aia, când dai sunt. Lumea care mai e situația licitației, că așteaptă asfaltul ăsta ca pe Dumnezeu. Ieri am adus, domnul Vici, a adus pe cei de la ANAP. Să vreau avitare, mi-a venit în ultima oară. Deci ultima oară, așa că se duce licitația. Asta, la 5 km de jumătate de asfalt. Doamne ajută! Deci vina noastră, eu am fost și săptămâna trecută la Iași. Pentru ca să nu intrăm în sancțiuni, am mai băgat o factură pentru consultant. Dacă vede că nu te miști, începe să te analizezi. Pentru că, uite, să ceartă între ei. Că mai cer clarificări, doar denunță... Firme, să ceartă firme de clarificări. Cer clarificări, cer ăsta. După aia protestat? Nu-i legea ca lume. Căminul deja am înțeles că s-a câștigat, a participat... Stați în licitație?
Deci, da, s-a un caz... Dar CNI-ul a făcut licitația. Știu. Da, a fost trei firme acum două luni și am zis că s-a câștigat, nu știu. S-a câștigat, dar, asta, firma, dar de trei ori a fost scos la licitație și nu s-a... A fost o firmă din Begoșeană, din Bacău și din Iurești. Înseamnă că suntem pentru un cel bun. Este. Ai total să pierdem bani. Păi, dar doamnă, credești, mă. Și să știți că proiectul e foarte frumos. Rămâne numai anexa aia și cu grupul sanitar. Da, ăla... Da, am înțeles că sunt inclus în clădirea anului nouă. Da, ăla nu este foarte bun. Bucătăria rămâne domnul și fiind. Știu, și sunt, vor fi inclusi în clădirea care se va construi. Da, și după aceea, cu aprobarea noastră, o să părintele vrea să ne dea un metru de... De teren. Dar să face drumul mai larg. Și atunci, după aprobarea noastră, să trebuie să mă întors de ori și putem bani să aibă să mute gardul. Și atunci, ce mai scoțat să mergim? Ce mai corect? Ce mai corect? Nu. Ce mai corect? Ce mai corect? Ce mai corect? Poate și cetățenii mai retrag gardurile care au ieșit de jardul. Și ce se întâmplă? El retrage gardul și ne dă drum. Dar... A existat discuția, dacă permiteți bine, că aici la biserică să facem parcarea care va fi folosită și de cetățenii care vin la biserică și la bine la cămin. E mai bine să am drum la și ne dau un rând de asfalt. Da, dacă cedează și va fi parcare, automat că mergem în lărgim drumul, nu? El nu ne interzice să folosim parcarea, că o să facă intrare pe aici. Deci retrag gardul, retrag de jos gardul, încerc drumul. Da. Nu mai stă mașină. Plus parcare. Păi tu, asta nu știu, domnule. Parcarea e altceva. Parcarea e altceva, domnule. Spus, sunt de acord cu drumul, deci cu gardul, cu tot. Dar a fost discuția că va fi o parcare la Biserica Romană Catolică, așa, și va fi folosită atât din credincioși care vin la biserică, cât și de parcare este. Aia rămâne biserică. Aia rămâne biserică. Să face intrare pe aici. Dar ne dă voi, nu. Domnul consilier, și consilierul la biserică, spune că va rămâne a bisericii. Ea normal să fie a bisericii, că ne dă voie să folosim. Să folosim și noi, dar asta e altceva. Asta e altceva. Ei ne dau așa o să-i duc o zumbă așa. Deci era mai ok, este tot. Domnul Mar, am o altă de discutit. Am înțeles, dacă reparația gardului, de trebuie să-și învățăm ca să fie treaba corectă. Am mutat cheltuială pentru asta. Da, și noi trebuie să le dăm bani să-și facă gardul. Înseamnă că noi ne achităm pentru ați. Asta e. Anul ăsta nu mai ești, dar la anul putem face. Vreau să vă întreb ceva, pentru taxa de gunoi pentru anul, se va face anual, se va face lunar, ați schimbat ceva? Taxa de gunoi depinde foarte mult de cetățenii din tot Bacău, din tot județul Bacău. Dacă se face selectarea cum trebuie de aici, de la bază, ca să nu mai pună peturile la gunoiul menager, să le pună la hârtie, să le pună la sticle, că atunci nu mai duce atâta cu gunoiul menager la Bacău sau la Onești, unde face selectarea. Și atunci rămâne prețul la fel. Nu, taxa va fi plătită lunar sau anual? Păi asta îi explică, domnul primar, în funcție de ce... Deci am să fie de exemplu din Poiana și din Râșa, care mi-a ridicat problema. Am zis, domnul Gram. Deci taxa e când am văzut că depășesc cheltuielile, sunt nevoi să o ridice, că altfel nu are cum să-și plătesc. Nu, că ideea e că cetățeanul din Râșa nu se vină lunar să plătească, că el atunci de 9 de 3 lei, mă dă că 10 lei. Da, să plătească și lunar. Trebuie să ține cont. Așa, da? Bun, nu, dar ce mi-au spus vă răspund. Dar nu-i convine să facă naveta, să vină lunar, să-și plătească. Dacă nu plătește, sau optimesc real. Dar nu-i să intre în... Dar sunt persoane care pleacă, deci sunt în Hârjea, care persoane nu sunt. El poate să plătească la începutul anului. Orice, deci înainte, orice pe lumea s-a plătit. Și nu mai ai probleme. Nu mai să ai bani să plătești. Poate să plătești când ești real. Mai sunt discuții? Înainte de încheia lucrării ședinței, vă rog să faceți propuneri pentru ordinea de zi a următoarei ședințe, care va se va desfășura în ziua de 18 octombrie 2018. 18 octombrie. 18 octombrie.